Apropo, deci mergem la ceea ce se numește moara lui Nistor. Și el e Nistor. Este o moară de apă funcțională. Aici așa pică boabele. Uite aici așa. Asta se trage ăsta, cârpa asta de aici așa. Aici pică boabele. Uite așa. Asta nu mai este. Ăsta e coșul. Aici dau și drumă. Uite, ăsta e coșul. Wow. Și asta e făina. De mălai. Și acolo jos e turbina, să ce văd palele în turbină. Tabla asta este gazul, da? Ea oprește, așa se face din apă, să nu vină apă puternică în turbină, să știi ce se trasă pe partea asta, se simte, funcționează, se ridică tabla asta și apa vine puternic în turbină. Asta e, da, da, da. Ce să facem noi să nu cumpărăm de la ei? Sigur, da, măi. Când am ajuns în 89, la strâns, la Revoluție, n-am avut un leu datorie din junghe. Dar s-a trebuit noastră împlunită guvernul ăsta României și iau bani. Le dă banii când își aibă, sunt cu camătă, cu dobândă. Da. Încă nu-i făcut. A apărut din cauza vremii, nu? Dar nici prăbuțele s-au trecut, nu? Nu, 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 nu.
sunt acum în floare. Deci, în jos, se poate să vedeți neură, zic, de tragi. Tragi, dar alea sunt gata. Alea sunt la parte de vreme, alea s-au dus. Nu s-au dus, tot am găsit eu. Sus, pe la Cănunș, sus, de acolo am găsit tragi. Acum unii în flori, unii se pup. Tragi sunt cei mai parfumați din toate fructele de pădure. Tragi, produse. Apă mușcă. Ele au același rost ca și albinii din sub. Și furnici lucrătoare, furnici care lucrează înăuntru și la lucrătoare. Dar foarte tare, Doamne! La albinii se înferechează matca, de le pune ouă cu trânturi după la umor. Trânturi! Acum începe să scadă ziua. Da, două minute în fiecare zi mai mică. Ia uite acolo. E o centrală și cu un generator care captează alea într-o turbină. Deci este treabă mare. Wow! Aia e un generator mare. Da, e un generator cu dinam. Deci practic aia este o mini hidrocentrală. Da. Hydro power plants in the Shire.